La Afumați se inaugurează primul Chinatown din România, cel mai mare din sud-estul Europei. Construcția a durat numai un an, iar investiția totală depășește 100 de milioane de euro. La inaugurare participă și premierul Emil Boc. Vă amintiți că în urmă cu aproape un an, în august 2010, eram tot aici împreună. Pentru a pune piatra de temelie la construcția Chinatown. Vă amintiți că era o ploaie? 你们可能还记得那会该是下雨了. Și am spus că e un semn bun. 我那会说过这是个好记号. Și nu ne-am înșelat. 这个并不假, 确实这样. Și iată că în mai puțin de un an de zile. 那么不到一年的时间内, s-a realizat această construcție extraordinară, 已经完成, 这个就是非常奇妙的, 这个就建筑, semn al seriozității și eficienței investițiilor chineze în România. Această investiție de 10 de milioane de euro, 这个达到, 几千亿美元的这个投资, este un model pentru ce înseamnă alte investiții chineze în România. Și sunt convins că noua lege a parteneriatului public-privat, 我相信新准备就是下的这个就是说私人与机关的合作法律, va deschide calea altor noi investiții chineze în România.